Dragi copii, bună seara și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului. Soacra cu trei nurori, de Ion Creangă, partea a treia. Baba, care avea trei feciori, înalți, dar cam săraci la minte, l-a însurat mai întâi pe băiatul cel mare, cu o fată după gustul ei, apoi l-a însurat și pe băiatul mijlociu, tot cu o fată după gustul ei, și când să-l însoare și pe băiatul cel mic, acesta și-a ales singur nevastă. Ei, babei, dragii mei, nu prea i-a convenit. A cârtit acea cârtit, dar până la urmă au făcut nunta. După nuntă, ca de obicei, băieții au plecat la treabă și baba a rămas acasă cu cele trei nurori. A început să le dea ordine și să le spune ce au de făcut și, ca de obicei, baba s-a dus la culcare. Atunci, fata cea mică, nora cea mică a babei, s-a pus să facă niște bucate alese, a scos un cofăel de vin din beci, și-au băut toate trei, și-au mâncat, au chefuit, apoi au adormit. Când se scoală baba în zori de ziua, ia nurorile dacă ai de unde. Iese afară, speriată, dă încolo, dă pe dincolo și când intră în bordei, ce să vadă? Bietele nurori jeleau pe soacră sa, pene împrăștiate pe jos, firimituri, blide aruncate în toate părțile, cofăierul de vin răsturnat, ce să mai, ticăloșie mare. Dar ce-i acolo? Strigă baba înspăimântată. Nurorile atunci s-ar arse în picioare și cele mari încep a tremura de frică, cume varga și lasă capul în jos de rușine. Iar cea cu pricina răspunde: Da, bine, mămucă, nu știi că au venit tătuca și cu mămuca și le-am făcut și lor ceva de mâncare și le-am scos un cofel de vin și de aceea ne-am chefuit și noi o leacă, ia ca chiar mai dinioară s-au dus. Și m-au văzut cu scrii cum dormeam? Dar păi cum să nu te vază, mămucă? Și apoi de ce nu m-ați culat? Mânca varciuma să vă mănânce. Păi, dar păi da, mămucă, fetele acestea au spus că dumneata vezi tot și de aceea am gândit că ești mânioasă pe tătuca și pe mămuca de nu te scoli. Și ei erau așa de mâhniți, de mai nu le-a tihnit mâncarea. Ei, lasă, ticăloaselor, că vă voi bate eu de acum înainte. Și de atunci, dragii mei, nurorile n-au mai avut zi bună în casă cu baba. Se lehămețiseră până și cele două de gura ce are a babei și cea mai tânără găsea acum prilej să-i facă pe obraz și să o rânduiască totodată și moștenirea babei și iată cum. Cumnatelor, zise ea într-o zi când se aflau singure în vie, nu putem trăi în casa aceasta de nu-mi face toate chipurile să scăpăm de hârca de babă. Auleu, și cum să scăpăm? Să faceți cum vă învăța eu și habar să n-aveți. Ce să facem? Întreabă cea mai mare. Ia să dăm buzna în casa babei și tu s-o iei de păr și s-o trântești cu capul de peretele cel despre răsărit. Cât îi putea, tot așa să faci și tu cu capul babei de peretele cel despre apus. Și apoi ce i-o-i mai face și eu, veți vedea voi. D-apoi când or veni bărbăteii noștri acasă, scumpi și dragi, atunci voi să vă faceți moarte în păpușoi, să nu spuneți nici laie, nici bălaie. Oi vorbi eu și cu dânsii și las dacă va fi ceva. Se înduplecară și cele două, intrară cu toatele în casă, luară pe babă de păr și o izbiră cu capul de pereți până îl dogiră. Apoi cea mai tânără, fiind mai șugubață decât cele două, trântește baba în mijlocul casei și o frământă cu picioarele și o ghigosește ca pe dânsa. Pe când se petreceau acestea, iacă s-aud scârțâind niște care. Bărbații veneau acasă. Nevestele lor le ies într-o întâmpinare și după sfătuirea cele mai tinere, de la poartă s-aruncă în gâtul bărbaților și încep a-i lua cu vorba și a-i dezmierda care de care mai măgulitor. Da, ce face mămuca? Întrebară cu toții deodată când dejugau boii.
Mamuca? Le lua cea mai tânără vorba din gură. Mamuca nu face bine ce face. Are de gând să ne lase sănătate, sărmana. Cum adică? Ziseră bărbații înspăimântați, scăpând resteele din mână. Cum, ia sunt vreo 5-6 zile de când a fost să ducă viței la suhat și un vânt rău pe semne a dat peste dânsa sărmana. Ele le i-au luat gura și picioarele. Fii se repede atunci cu toții în casă la patul maică-sa, dar beata babă era umflată cât o butie și nici nu putea blești măcar din gură. Simțirea însă nu și-o pierduse de tot. Și văzându-i, își mișcă puțin mâna și arătă la nora cea mare și la peretele despre răsărit, apoi arătă pe cea mijlocie și peretele despre apus, pe urmă pe cea mai tânără și jos în mijlocul casei. După aceea, de-abia putu aduce puțin mâna spre gură și îndată căzu într-un leșin grozav. Toți plângeau și nu se puteau dumeri despre semnele ce face mama lor. Atunci nora cea tânără zise, prefăcându-se că plânge și ea, dar cum de nu înțelegeți ce vrea mămuca? Nu, ziseră ei. Biata mămucă, lasă cu limbă de moarte că fratele cel mare să ia locul și casa cea despre răsărit. Cel mijlociu cea despre apus, iar noi ca mezinge suntem să rămânem aici în casa bătrânească. Voi, biata mămucă, cum ne părăsește ea? Că bine mai zici tu, nevastă, răspunse bărbatul. Ei, dragii mei, baba muri chiar în acea zi și nurorile despletite o boceau de voia satul. Apoi, peste 2 zile, o îngrupară cu cinste mare și toate femeile din sat și de prin meleagurile vecine vorbeau despre soacra cu 3 nurori și ziceau: he, ferice de dânsa că a murit și că are feciori și nurori care să o bocească și să o jelească. Noapte bună, copiii!